Da, îmi um, mențin aceeași părere despre Giulia. Cred că nu are nimic în comun, mai ales cu Zein și cred că nu ar putea avea nimic în comun cu 90% dintre băieții din Casa Mireasa. Ați văzut gândirea ei o să ies afară, o să, fac, o să ies și eu cu cineva, gen cu prietenul, cu beneficii, atâta timp cât să -a rămâne în casă, Doamne, deci nu mai, nu mai vreau să vorbesc despre ea, știu deja, adică o cunosc tipologia ei de femeie, nu știu de ce Zein și-a dorit să meargă în direcția aceasta, sincer nu le înțeleg. Am crezut că este un băiat serios, intrat pentru o relație serioasă. Înțeleg că poate vrea să o țină pe Julia în casă și să plece Irina, dar din punctul meu de vedere, cred că se compromită un pic. Nu uitați că mâine intră o fată nouă în casă.